Hei, bine ați venit pe canalul meu! Astăzi explorăm un subiect absolut fascinant. Cum poate fi înghețată lumina? Cum poate fi ea făcută să stea pe loc? Și ce înseamnă asta cu adevărat? Urmărește videoul până la final pentru a vedea pas cu pas fiecare idee și mai ales pentru a înțelege mai bine realitatea și misterul din spatele luminii care stă pe loc. Ce este lumea? Din ce este făcută ea? Iată o întrebare veche de când lumea. Din păcate, cel mai adesea, dăm răspunsuri greșite la această întrebare pentru că nu înțelegem metoda științifică. O greșeală des întâlnită este să ne chipuim fotonii, particulele luminii, ca pe niște biluțe. Când lumina este făcută să stea pe loc, de exemplu, ne imaginăm acei fotoni ca pe biluțe care sunt oprite din mișcarea lor și apoi puse în mișcare din nou. Greșeala este să considerăm lumea alcătuită în mod absolut din obiecte solide, când de fapt noi nu știm ce este realitatea în sine. Și totul poate fi doar un model matematic. În cazul electronului, un alt exemplu, el poate fi o bilă, un câmp electromagnetic sau un pachet de energie, în funcție de context. De fapt, nu știm ce este electronul. Noi îl descriem de fiecare dată cu un model matematic diferit și de aceea îl interpretăm diferit. Ajungem să credem despre el că e o bilă, un câmp sau un pachet de energie. De fapt, nu știm ce e. Suntem într-un fel precum o pisică ce află treptat cum stau lucrurile. Încet, încet descoperim că realitatea e mult mai complexă decât am crede. Te-ai întrebat vreodată cum încetinește lumina în materiale? Știm că efectul este datorat indicelui de refracție, pentru că viteza luminii este C împărțit la N. De ce este viteza luminii în vid, iar N este indicele de refracție? Din cauza asta, de exemplu, lingura se vede îndoită în apă. Știm însă că lumina e formată din particule numite fotoni. Înseamnă asta că atunci când lumina intră în materiale și încetinește, trebuie să ne imaginăm fotonii ca pe niște particule ce încetinesc? Răspunsul pe scurt este nu. Uite cum putem înțelege. Câmpul electric al luminii polarizează materialul prin care trece, iar distanța dintre sarcinile electrice pozitive și cele negative, ale atomilor și moleculelor, oscilează în ritmul câmpului electromagnetic al luminii. Această oscilație a sarcinilor produce un câmp electric de corecție, cu aceeași frecvență, dar defazat, care, adunat la câmpul inițial al luminii, defazează unda totală și face ca frontul de undă să avanseze mai încet. Într-o interpretare simplă, spunem că frontul de undă are acum o viteză mai mică, lumina merge mai încet. Cum interpretăm același fenomen cu particule de lumină, adică fotonii? Păi spunem că fotonii sunt absorbiți și reemiși de structura materialului, în mod continuu. Asta îi face să apară încetiniți, pentru că sunt ținuți pe loc și eliberați cu întârziere. Atenție însă, este același foton care este emis după ce a fost absorbit de molecule? Nu, este altul. Deci nu întârzie fotonii originali, se generează mereu alții și ne dă iluzia că fotonul merge mai încet. Un exemplu la îndemână este instalația de lumini la bradul de Crăciun. Lumina pare că merge într-o direcție. De fapt, sunt LED-urile care luminează pe rând. Nu există un obiect luminos care se deplasează pe instalație. Asta este o interpretare a creierului nostru. La fel și la trecerea luminii prin materiale. Trebuie să înțelegem că fotonul nu este un obiect solid în sens clasic, ci mai degrabă o excitație a câmpului electromagnetic, adică un obiect matematic. Fotonii sunt absorbiți și reemiși în mod continuu. Cine poate spune care era fotonul original? Să faci lumina să stea pe loc e ceva extrem de special. Cum adică lumina, cea care merge cu cea mai mare viteză din univers, să stea pe loc? Dar asta nu e ceva nou. Uite un experiment din anul 2013. Aici, cercetătorii au captat lumina unui laser într-un cristal și, după un minut, i-au dat drumul din nou afară. Lumina a stat pe loc, acolo, un minut, fiind efectiv înghețată în cristal. Dar chiar așa? Hai să vedem. În experiment, lumina laserului era absorbită de un cristal care conținea praseodimiu, ce făcea cristalul opac. Absorpția luminii excita niște oscilații colective ale spinilor atomilor,
numite spin waves în engleză. Practic, lumina era capturată în aceste oscilații colective ale spinilor atomilor. După un minut vine șmecheria. Cristalul era unul special. La comanda unui alt laser de control, cristalul devenea transparent. Practic, lumina rămânea capturată în excitațiile undelor spinilor de atomi până în momentul în care se pornea laserul de control, cel care reda transparența cristalului. Acum, oscilațiile de spin ale atomilor se dezexcitau și eliberau lumina pe care o captaseră. Cristalul, fiind transparent la comandă, permitea luminii să iasă afară din cristal. Dacă asta nu e magie, atunci ce e? Dar hei, ați învățat, lumina nu este ceva. Lumina nu e făcută din obiecte, ci obiectele sunt interpretarea noastră atâta cât este ea la un moment dat. Căci lumina care a fost eliberată din cristal, este ea aceeași lumină care a intrat inițial în cristal? Nu! Sunt alți fotoni emanați prin dezexcitarea undelor de spin. Deci nu este aceeași lumină. Acesta este misterul rezolvat. De fapt, lumina nu a fost înghețată, nu a stat pe loc. Este o altă lumină, cea care iese din cristal. Sunteți încă alături de mine? Înțeleg dacă totul deja pare foarte complicat. Am ajuns la articolul de astăzi. Faptul că, recent, lumina a fost făcută din nou să stea pe loc, într-un supra-solid. Ați înțeles? E o șmecherie aici. Dar hai să trecem la poveste. Priviți titlul articolului. Nu vorbește de lumina care stă pe loc, ci de un supersolid, făcut din cristale fotonice cu ajutorul polaritonilor. Ce-or fi toate astea? Un supersolid este un material care este rigid, dar curge asemenea unui superfluid, adică fără frecare și cu proprietăți cu totul neobișnuite. Această idee aparține lui Antoni Leger, laureat al premiului Nobel. Acesta a teoretizat că, la temperaturi extrem de scăzute, atomii dintr-un solid pot intra într-o stare cuantică coerentă și pot, într-un sens, curge fără frecare prin solid. Apropo, profesorul Leger a făcut parte din comisia mea de doctorat. Uite aici numele lui în comisie scris pe teză. Iar eu am avut ocazia să colaborez cu el și să publicăm împreună un articol. Dar asta e altă poveste. În articolul său original, profesorul Leger susține că un supersolid s-ar observa prin scăderea momentului său de inerție la rotație. Atomii, fiind într-o stare cuantică coerentă care curge ca un fluid, nu se mai comportă ca un bloc solid. Cum se poate? Gândiți-vă la un pahar cu apă înghețată, care se rotește ca un tot unitar și are un moment de inerție la rotație mare. E greu de pus în rotație. Acum gândiți-vă la un pahar cu apă lichidă, în care lichidul rămâne inițial pe loc când paharul se rotește, pentru că apa curge pe marginea interioară a paharului și nu este antrenată imediat în mișcare. Paharul, cu tot cu lichid, se rotește la început mai ușor, cu un moment de inerție mai mic. În același fel, într-un supra-solid lăcit la temperaturi foarte scăzute, pentru ca atomii să intre în stări cuantice speciale, colective, atomii care formează această stare coerentă pot rămâne în urmă față de rotație. Ne putem imagina că ei sar cuantic dintr-o poziție în alta. Noul articol anunță lumina care stă pe loc. Ce anunță cum oamenii de știință ar fi creat un asemenea supersolid într-un cristal de galiu-arseniu, folosind lumină și excitoni. Lumina și excitonii ar fi creat împreună niște stări cuantice numite polaritoni. Mai mult, datorită unor structuri construite special în cristal, acesta ar fi fost un photonic crystal, adică un cristal unde indicele de refracție variază periodic. Polaritonii s-au putut autoaranja astfel în structuri periodice, regulate, care, la temperaturi foarte scăzute, au format un supersolid. Am văzut cum cercetătorii au creat un supersolid. Cum se leagă asta de lumină care stă pe loc? Așa cum spune articolul de popularizare, să le luăm pe rând. În primul rând, un cristal de galiu-arseniu are sau poate forma excitații colective de electroni ce poartă numele de exciton. Simplist, ele pot fi privite ca un electron de sarcină electrică negativă ce orbitează în jurul unui gol de sarcină electrică pozitivă. Golul în semiconductor este un loc unde lipsește un electron. Lumina intră în material, fotonii, particulele luminii, interacționează cu acești excitoni, fiind absorbiți și reemiși.
Ceea ce ne spune în primul rând că lumina își încetinește viteza, deși lucrurile sunt mai subtile la nivel cuantic. Dar e mult mai mult de atât. Structura cristalului este concepută să fie rezonantă, prin niște crestături speciale realizate în cristal, astfel încât în cristal se formează o rețea periodică de excitoni. Lumina incidentă, am în lungimea de undă potrivită, interacționează continuu cu excitonii în regim aproape de rezonanță, fiind absorbită și reemisă, ceea ce duce la formarea unor noi excitații hibride numite polaritoni. Acesta este momentul când popularizatorii de știință spun că lumina a fost înghețată în cristal, a fost făcută să stea pe loc, pentru că energia fotonului este stocată în noul polariton format. Practic, energia inițială este reținută într-o stare colectivă de excitație foton-exciton. Este însă așa? Desigur că nu. Fotonul inițial a fost absorbit, iar energia transformată în altceva. Polaritonul format este o stare complexă, în care alți fotoni sunt generați și reabsorbiți în mod rezonant. Dacă am distruge acest polariton și am dat drumul energiei stocate, oare ar fi același foton inițial? Nu, desigur, este altul. Prin urmare, putem spune că lumina a fost, de fapt, absorbită și transformată în altceva. Sunt supărat. Aș fi vrut să fac acest video vorbind liber. Am citit câteva articole, am muncit la ideile principale, până când a ieșit un text de citit. Asta e, data viitoare, mai bine. Ce trebuie să rețineți? Că lumea nu este alcătuită în obiecte clasice și stabile, iar fotonii nu sunt niște biluțe care intră și ies din material cu aceleași proprietăți. În realitate, nu este vorba despre același foton, iar tot ceea ce se întâmplă este guvernat de legi cuantice și interpretări matematice mult mai complexe. N-aș putea să nu menționez la sfârșit și altceva relevant aici. Fotonii sunt, ca și electronii, particule indiscernabile. În această interpretare, putem spune la fel de bine că este același foton cel emis, dacă tot nu putem face distinția între fotoni. Sau, la fel de bine, că în univers se află mereu același foton, unul singur și peste tot. Și tot așa, un singur electron peste tot în univers, dacă tot nu putem face o deosebire între ei. Asta este, de fapt, una dintre propunerile extravagante ale fizicianului Richard Feynman. Este așa, este universul făcut dintr-un singur electron care apare peste tot? Aveți răspunsul. Nu trebuie să ne imaginăm că lumea este făcută din obiecte. Nu am făcut decât să reinterpretăm, în modul nostru cotidian, niște ecuații matematice complexe ale mecanicii cuantice. Lecția este asta. Nu știm ce este lumea în sine. O tot descrie matematic, așa cum bunica punea la frământat coca de pâine. Și ăsta a fost videoul de astăzi. Până data viitoare, vă rog să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, apăsând chiar acum acest buton de abonare. Le mulțumesc celor care ne susțin pe Patreon și aici, deveni membri ai canalului. Nu uitați că pe Patreon puteți primi răspunsuri personalizate direct de la mine. Eu sunt Cristian Bresur, voi sunteți cool și vă doresc numai de bine. La revedere!